Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire de această dată te invit la o citire generală în cadrul căreia vreau să analizezi relația dintre tine și o persoană la care tu te gândești sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind să vedem așadar prima carte wow. Marea împărăteasă foarte frumos, se pare că în momentul de față. Voi doi sunteți uniți printr-o stare de confort, văd aici un nou început, văd aici bani, de asemenea, împărătea sa vorbește despre o legătură cu zodia balanță sau cu zodia taur, de asemenea, în momentul de față, văd faptul că relația aceasta a devenit mult mai stabilă, mult mai sigură, dar văd și faptul că în momentul de față ești foarte preocupat Împreună cu cineva, fie de o situație financiară, fie de o casă, de o familie. Da? Uite, văd aici o adunare într-un grup de oameni. Fie trebuie să mergi undeva, fie uh, este un moment în care înveți ceva. Dacă este vorba despre o relație, văd că în momentul de față. Uh, între voi contează foarte mult partea aceasta materială. Uite, în mintea ta, 8 de cupe, se pare că tu în momentul de față ai renunțat sau vei renunța la niște activități pe care le ai de făcut, dar văd și faptul că tu aici deja ai renunțat la o relație, ai renunțat la o persoană, ai hotărât să lași trecutul în urmă, ai hotărât să lași deoparte tot ceea ce pe tine te întrista da, și uite, văd că te îndrepti spre uh, Spre ceva stabil, fie te îndrepti spre a-ți căuta o persoană stabilă, fie vrei să dai o șansă acestei relații. Mai văd aici din nou o legătură cu zodia taur, dar văd aici și faptul că ești o persoană destul de sensibilă, da, și te concentrezi foarte mult și pe planul acesta spiritual. Uite, în inima ta văd șapte de spade, văd aici o dezamăgire, o tristețe. Șapte de spade poate să însemne și faptul că te simți lăsat deoparte, te simți dezamăgit. O problemă aici care are legătură cu viața ta privată, prieteni, casă, familie, iubire. Pentru unii simt aici că este vorba despre o a treia persoană care a intervenit. Fie o prietenă, fie mama, fie. O instituție sau poate să fie chiar un triunghi amoros Pentru unii dintre voi nu este valabil pentru toată lumea Deci poate să fie și o femeie la mijloc da? Este ca și cum ți-ai dat seama că a trecut această perioadă negativă Și uite tu deja aici visezi la un viitor mult mai frumos Deja visezi la o eventuală căsătorie pentru unii dintre voi Hai să vedem în continuare. Și apoi vedem și cealaltă persoană. Mai vreau o carte pentru tine. Una singură. Judecata, foarte frumos. Tu ești într-o perioadă în care ai luat niște decizii radicale sau ei în momentul de față. Judecata vorbește despre acel moment în care tu vrei să dai dovadă de autenticitate. Văd că te manifesti fix așa cum tu simți și tot judecata poate să însemne și acel moment în care vrei să te revezi cu cineva. Dar simt aici că tu vrei să-ți clarifici povestea pentru că ai trecut printr-o perioadă foarte dificilă, foarte dificilă, fie în această relație fie în general în viața ta, au fost foarte multe probleme, dezamăgiri, dar gata, tu te-ai hotărât să pui punct. Și uite, regina de spade, regina de monede, împăratul, wow, păi niște decizii radicale pe care le-ai luat sau pe care le iei. Unii văd că aveți legătură cu persoane importante, persoane cu uniformă sau persoane care sunt stabile financiar. Hai să vedem în continuare cealaltă persoană, în ce situație se află. 10 de monede. Văd aici un grup de oameni care te așteaptă, fie sunt persoane de la muncă, fie sunt cei din familie. Dacă ai întrebat de o persoană, omul ăsta în momentul de față este foarte concentrat pe bani, dar și pe familia sa. Își dorește foarte multă stabilitate, își dorește foarte multă liniște, da, în acest context. Și văd aici pe cineva care încearcă să găsească o soluție. Persoana asta în momentul de față este nevoie să se împartă între două situații, două relații, două locuri diferite. Poate avea și niște cheltuieli pentru casă și familie. Bun. Da, și se pare că e cineva aici care va lua o decizie radicală. Hai să vedem ce simte cealaltă persoană sau ceilalți. Regina de cupe, persoana asta este foarte sensibilă în momentul de față. Regina de cupe vorbește despre o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Își dorește să te revadă. Văd aici că se gândește foarte intens la tine. În plan personal, uite, ai legătură cu o femeie foarte sensibilă, dulce, iubitoare, Persoana asta are foarte mari sentimente față de tine, e foarte sensibilă în momentul de față. Dar e ca și cum s-a plictisit sau e ca și cum a obosit. Să vedem ce gândește în legătură cu tine. Bun, eremitul. Și avem și spânzuratul. Ok. Foarte interesant, o legătură cu zodia pești sau cu zodia fecioară. Persoana asta se gândește că lucrurile fie au încetat între voi. Adică nu mai vorbiți, nu mai comunicați, nu vă mai vedeți. Dar, pe de altă parte, văd și pe cineva care se simte destul de constrâns. Eu văd un blocaj și văd că acest om încearcă să găsească o soluție la, la ieșirea din această situație, în momentul de față. Se sacrifică, da? Încearcă să găsească o soluție diferită. Uh, Pur și simplu nu știe cum să mai reacționeze în toată această situație, pentru că simt aici că, uite, s-a mai dus chimia dintre voi, da? Acestei persoane este teamă să nu fie lăsată deoparte, să nu fie abandonată. Hai să vedem următoarea etapă, da? următoarele ore, zile, din momentul în care vezi citirea. Șapte de bâte, uite, o confruntare pe care o veți avea. Șapte de bâte mai vorbește și despre o provocare în care vei fi pus împreună cu o persoană și poate să fie ceva legat de niște acte. Pentru unii văd aici niște discuții extrem de intense, Discuții care țin fie de o decizie în cadrul acestei relații, fie sunt decizii legate de acte, hârtii, documente. Justiția poate să mai însemne și un divorț sau o rupere. Să vedem pentru tine. Wow! Păi e clar aici, uite, moartea, o legătură cu un scorpion. Și șase de spade. E clar aici că tu în viitorul apropiat vei alege să închizi ceva. În urma unui drum pe care îl vei face, ceva în viața ta se va transforma absolut uh, radical. Mai ved aici și faptul că vei avea multe drumuri de făcut în viitorul apropiat și vei lua și niște decizii intense, niște decizii profunde. Da? Hai să vedem în inima ta ce să fie în inima ta, 8 de monede, 9 de cupe, foarte multă mulțumire, împlinire văd aici în plan personal, reușești să rezolvi ceva legat de un prieten, legat de iubirea ta, te vei preocupa de niște activități care îți vor plăcea foarte mult, dar în același timp văd și multă împlinire, multă mulțumire în cadrul acestei situații. nu da? Dar totuși văd o dezamăgire în legătură cu un rege de băte. E ca și cum mai apare cineva în viața ta. Da, posibil și acest lucru. 6 de cupe, uite, o legătură cu un suflet pereche. 6 de cupe vorbește și despre o legătură cu o persoană din trecutul tău sau cu persoane din trecutul tău, dar văd aici, uite, foarte multă mulțumire. Este o persoană foarte impunătoare aici, pe care o vei cunoaște. Da? Hai să vedem celălalt. Wow! Cealaltă persoană, nouă de bâte. Ai aici, ai aici pe cineva, poate să fie aceeași persoană, care ea, îi va fi foarte teamă să nu te piardă. Se va simți obosit, obosită, pur și simplu nu va mai putea. Da? Și e ceva legat de o schimbare, o schimbare foarte mare care are loc aici. Este să vedem ce va simți în legătură cu tine. Și apoi clarificăm. Ce va simți asul de bâte, câte persoana asta va avea o nouă speranță pentru unii este vorba despre o nouă persoană pe care aveți ocazia să o cunoașteți. Da și aici poate să fie un prieten, poate să fie o nouă poveste de dragoste, nu spun nu, dar asul de bâte vorbește despre entuziasm. Persoana asta va fi foarte entuziasmată, va dori să încerce lucruri noi alături de tine, dar din nou uite văd aici niște minciuni sau văd niște manipulări, niște chestiuni legate de o familie, legate de o casă sau legate de ceva serios. Acum, dacă ești într-o relație și vezi că omul ăsta tot evită povestea cu relația serioasă, în viitorul apropiat văd că tu aici vei pune piciorul în prag și atunci omul ăsta va încerca pe cât posibil să te convingă să rămâi alături de el sau alături de ea. Dar oricum ar fi... Sunt niște lucruri care vin și pleacă, adică e ceva ce se aprinde și se stinge la fel de repede. Să vedem ce va gândi în legătură cu tine, împăratul, foarte frumos, o legătură cu Zodia Berbec. Dragilor, pentru unii e ca și cum cunoașteți o nouă persoană, o nouă persoană care Va dori aici ceva foarte serios cu tine, care va pune piciorul în prag. Împăratul vorbește despre o persoană puternică, despre cineva care are autoritate asupra celorlalți, dar și asupra ta. Însă, văd aici că e ca și cum veți avea niște discuții legate de oficializarea relației da? pentru unii dintre voi. Omul ăsta va fi foarte sigur pe el. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând vreau să vedem care e motivul, da? Șapte de bâte. Wow! Aici se pare că motivul aici va fi o căsătorie sau motivul poate să țină de o decizie legală, o decizie importantă. Ceva important ce se întâmplă aici la o zi mare. Da, uite, e vorba de niște acte, de o justiție și de niște discuții care vor avea loc în cadrul unei întâlniri. Să vedem ce închis tu, Se pare că tu închizi aici o perioadă în care ai suferit, o perioadă în care uh, ai fost gelos sau geloasă, o perioadă în care ai, ai plâns foarte mult, ai suferit, eu așa văd. Și hai să vedem ce se deschide. Uite, noi gânduri pe care le vei avea, te vei gândi să cunoști oameni noi sau vei avea altfel de gânduri în legătură cu cineva anume. Uite, foarte multă speranță aici pe care o ai în legătură cu o nouă persoană, în legătură cu o nouă relație, în legătură cu poate o nouă etapă în relația asta. Hmm. Hai să vedem cealaltă persoană, nouă de bâte. Ce cu teama asta? De ce este teamă? Wow. Persoana asta este temătoare aici în legătură cu niște discuții pe care um, urmează să le aveți. Sau este teamă să se întâlnească cu tine sau să vorbească cu tine. Pentru că, uite, este ceva legat de un drum aici. Ceva legat de un drum, ceva legat de niște lucruri interesante. Asul de băte. Wow! Ok. Foarte interesant. E ca și cum persoana asta tot speră aici că va reuși să te determine să faci un anumit lucru. Și uite, văd aici un final. Da, ceva se închide. Dacă ești femeie, vezi că acest bărbat va încerca să facă ceva, dar nu-i va reuși și va rămâne foarte surprins. Da, împăratul, e clar aici că tu ai ocazia să cunoști o nouă persoană, iar dacă ești într-o relație, persoana asta își dă seama că nu mai merge să te mintă, nu mai merge să îți promită și să nu facă. Și uite că își va schimba foarte mult atitudinea asupra ta și chiar vei avea o surpriză foarte plăcută. Da? Însă, dacă ești într-o relație în care lucrurile nu mai funcționează absolut deloc și nu ați mai vorbit, e, aici poate să apară o nouă persoană. Hai să vedem ce e cu această noutate. Wow! Foarte frumos. Deci e clar vorba despre un nou prieten, o nouă, o nouă iubire pentru unii dintre voi. Dar dacă e așa, persoana asta nu stă foarte mult la discuții. Da? Este o persoană mai în vârstă sau este o persoană sigură pe ea? Dar uite, văd și o surpriză foarte mare pe care cineva ți-o pregătește. Hmm, foarte interesant. Hai să vedem șase de cupe pentru tine. Șase de cupe. Uite, se pare aici că tu nu mai vrei da, să mai suferi. Ai obosit să stai să aștepți și e clar că vrei, vrei să mergi să-ți cauți propria ta fericire. Uite, pentru că e clar aici că, uite, ai stat liniștit, ai așteptat și, uite, apare o bucurie neașteptată. Hai să vedem ce cu noutatea asta, ce cu bucuria asta neașteptată. Wow! Bucuria chiar ține de faptul că ceva rău iese din viața ta definitiv. Da? Sau bucuria ține de un adevăr pe care îl vei afla? Sau de o nouă persoană care apare? Uite, o discuție în contradictoriu. Aici au ceartă legată de o căsătorie, legată de o relație serioasă. Și văd totuși un drum, da? Fie o schimbare oficială aici. E ca și cum persoana asta îți propune ceva serios, ceva stabil, dar văd că tu totuși nu prea, nu prea vrei, tu speri la altceva. Da? Hai să mai vedem și câteva cărți de aici, să vedem ce e cu acest nou început, din nou. Wow, e vorba despre o nouă persoană pentru unii dintre voi, deci dacă relația nu mai merge, este o persoană puternică, sigură pe ea, care deschide multe uși, este o persoană care este foarte sinceră, care are timpul foarte bine organizat, iar dacă ești într-o relație și lucrurile funcționează între voi, aici e clar că persoana asta se va schimba și va deveni puternic, puternică, va acționa în legătură cu tine. Hai să vedem ce intenție are omul ăsta uite, are niște intenții bune, da? Vrea să vă împăcați sau vrea să, vrea să treceți împreună, vrea să mergeți într-o altă etapă, vrea să-ți facă o invitație la o plimbare undeva anume, da? Și uite, văd aici un drum și o călătorie. Deci cineva aici te invită să faci o călătorie sau uite, în urma unei călătorii tu întâlnești această persoană. Pentru tine, cum e povestea asta? Wow, pentru tine e foarte bine, da? E ca și cum în sfârșit te simți apreciat, apreciată, în sfârșit te simți bine, în sfârșit simți că wow, da. Deci pentru unii chiar e vorba aici de o relație serioasă și uite, e vorba despre niște vești bune pe care le primești, deci dacă ești într-o relație aici lucrurile se pot oficializa sau poți să fii împreună cu această persoană pentru totdeauna. Foarte frumos. Hai să vedem și un sfat din partea îngerilor sfatul este pentru cealaltă persoană sau în legătură cu cealaltă persoană. Uite, e bine să te iubești pe tine în primul rând pentru că respectul față de tine te face mult mai atractiv și ți se spune de asemenea că tu meriți dragoste. Poate chiar acest aspect te va învăța acest om. Doar că văd aici că într-o situație cineva va trebui să accepte că lucrurile nu mai funcționează și că nu se mai poate dar văd aici și un suflet pereche și ți se spune că da, acesta este sufletul tău pereche. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.